Am văzut aici. Aici, cred că sunt deasupra la craterul ăsta, de pe marginea lunii, unde intră un penumbră luna. Doar că acum nu se mai văd șanțuri atât de bine. Pată mai neagră mai sus. Cred că acolo au fost. Atunci când era luna în penumbră, în apropiere, se vedea mai bine de atât. Șanțurile alea. A, chiar mai sus sunt. Nu mai știu, sunt confuză. Deci luna se schimbă, cu cât o vezi mai plină, cu atât devine mai netedă și nu-i mai vezi de detaliile. Ai înțeles? Pierzi de multe detalii. Se vede mișto așa. Uite, să punem un filtru de 9 mm. Să observăm mai aproape. Vreți? Un pic? Schimbăm? Ia-uzi cum aleargă poliția în București. Uite, eu azi vorbeam cu All Eyes on Me, m-am întâlnit cu el, tu l-am trimis și ție, să intri. N-am înțeles că s-a întrerupt. Ok, deci, vorbeam cu All Eyes on Me despre persoana la care ți-am dat și ție invite să intri pe live. Aha, azi. Da, m-am prins. Da. Da, mie nu-mi place. Da, te cred, nu. Mi se pare, avea el o filmare cu... făcuse un duet cu o fată care zicea, haide să vă povestesc, nu știu, cum e la facultate în America sau de ce să veniți la facultate în America. Da, și apărea el după aia foarte serios așa și zicea, dar nu vreau să merg la facultate în America. Nu-mi spui tu mie ce să fac. Plus, nu am bani să merg la facultate în America. Era amuzat, omul. O să-ți trimit, Mari, să vezi. Deci pentru mine e foarte... Dar nu mă duc, exact. O să-ți trimit, Mari, să vezi. Da. Nu faci tu ordine la mine în birou. Critică nerocită. Vai, eu nu-ți iarăși, mei, citi gândurile. Fii atentă, Mari. Am zis că nu schimbăm ocularul pentru că ajung niște nori și după aia știți cum e, se vede mai aproape, trebuie să schimbăm iar și fac muncă degeaba. După ce trec norii, o să vedeți, se apropie niște nori. Deci, Marie, știi că e fata asta care mai intră pe live la noi, Pitica? A, da, Pitica, da. Okay. Deci eu mereu când o văd, mă gândesc la ce a zis Ionuț. Mai zi o dată. Nu faci tu de la mine. Trimite mesaj măcar. Dar nu-ți mai opri microfonul să te auzi. Uite. Păi asta ăla e. Ce? Poftim? Nu știu pe cine ai întrebat ce. Eu pe ăla, pe All Eyes on Me. Ce? Nu, el zice ce spunea Vadim. Da, 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 cum mă completa pe mine. Da, da, îl completa pe Ionuț. Aha. E foarte sănătoasă, dar are jumătate de litru de sânge stricat. Și în virtutea circulației sângelui, atunci când acel sânge ajunge la creier, face ca maimuța, face ham, face bâs, face pâs. Ești prea tare. Bună, Marius. Ce, Mari, nu-l știi, da, pe All Eyes on Me? Este un cont secundar pentru că avem contul mare blocat până miercuri. Acum ți-ai dat seama?
Și pe după aia mi-a căzut pisa. Nu i-am auzit lui Vadim expresia. Nu-l știi pe el, pe Olaiz un mic, că mai intra și el foarte des pe la noi. Ba da, ba da, îl știu pe Olaiz. Da, am făcut repede un cont secundar, că nu eram pregătită pentru asta, am fost în șoc ieri, aoleu, prin ce-am trecut ieri, fraților, habar aveți. Dar miercuri îl recuperăm înapoi. Ce se distrează, nu? Da, dar râde și șoprește microfonul, că nu se poate abține. Dar nu-ți mai opri, Hane, microfonul, vrem să auzim cum râzi. Ai un râs. Nu cred. Nu cred. Mă, pe bune, mie îmi place râsul tău. Ai un râs așa foarte... Uitați-vă ce a scris Marius, vă rog. Pe TikTok și n-am știut că nu am voie să fac treaba asta și... Că de acolo a pornit totul. Nu o să mai fac. Asta este. Eu sunt de 3 luni pe TikTok și încă nu am citit tot regulamentul. O greșeală. Domnul Geo, ce e neregulă cu tine? Crezi da, că asta vrea să-l întreb, mi-ai luat cuvântul din gură. E cazul exact, de exact, comentarii de-astea. Noi ne cunoaștem de mult timp. Tu te-am mai văzut pe live-ul celălalt, dar se pare că nu te-ai alăturat când noi am intrat între invitați să stăm de vorbă, să glumim. Nu se fac astfel de comentarii pe live-ul meu. Noi aici suntem prieteni, cu respect și bun simț. Toți. Toți avem familiile noastre, viețile noastre, însă suntem prieteni aici. Și nu deranjăm pe nimeni. Doi boșorogi erau în parc. La un moment dat trece o fată tânără, la care unul către celălalt. Auzi, o vezi pe aia? Da, ce cu ea? Aia e moartă după mine. Păi, cum adică? Păi ce crezi, că o să moară înaintea mea? Bă, dar voi, vouă v-a apărut, da, bine, domnul Geo, te rog frumos să încetezi în secunda asta cu genul ăsta de comentarii, pentru că deja mă deranjează și mă supăr. Nu e treaba ta și a nimănui, da? Da, bate cu noi cel mai bine. Da. Nu știu dacă vă apar și vouă pe TikTok. E un cont cu glume proaste. Vă apare? Nu știu. Nu cred că mi-a apărut până acum. Sunt niște glume foarte proaste și seci. Și era unul ceva de genul... Aoleo, să vă trimit la toți. Uite, Olaizul mi l-a văzut. Da, genul ăla. O să vă trimit la toți. Acum am... Laps. Ok. Dead jokes, da, da. Am și eu momente în care fac dead jokes. Special cu grupul meu de prieteni, mai fac câte o glumă, se uită toți ciudat la mine. Ce dracu e cu glumele astea pe tine, mă? Și ce fel de glume fac? Păi nu, mai fac eu din când în când câte o glumă de asta tâmpită, de dead joke, cum îi zice. Adică glumă de tată, glumă de aia de o zice tatăl, de te face de râs cu, de față cu prietenii. A, gata, am înțeles. Glumă de aia veche și la îndemâna oricui. Dar le făceam intenționat. Să aminte o glumă. În ce mașină merge un orfan? În ce mașină? În Fiat. Uite, Maria Dura, o laiz. Marius Ungureanu. M-am abținut că tocmai ce trăsesem un fum de țigară și e super nasol să buflești în râs cu fumul de țigară. Deci nu mă sun. Deci stai că nu mai pot. Deci trebuie să găsesc contul ăla pe laptop. Mai revin cu glume de astea proaste. Cosmina, aia cu doi chelioși se trag de păr și mai era aia cu doi scheleți se trag de piele.
Nu l-am auzit niciodată. Ce tare a fost asta. Salutare, Constantin de mene. Sau glume de alea, seci. Un om mergea pe un cal și deodată s-a terminat calul. Uite, eu nu le cunosc. De ce la spital au aer condiționat? De ce? Ca să nu se ca să nu se strice legumele. Râde și Cristian. Salutare, Bogdan, bine te-ai alăturat. Sau așa, nu avea nimic împotrivă. Și-a luat Marius Ungureanu. E bună gluma. Mai spune-ne, Hane. De ce merge un orfan la biserică? Să se rage la Maica Domnului? Ca să aibă cui să-i spună părinte. Îmi cer scuze. Mai spune. Două clătite merg în deșert și una e... E bună și asta, Cosmina. Salutare, purgatorii! Bine te-ai alăturat! Bravo! De miercuri suntem înapoi pe contul mare. Îți mulțumim! Finally! Thank you! Thank you! Mai spune-ne, Hane. Da, ce glume. Apoi, apropo cu toată chestia asta, cu Halloween-ul, știți, bancul cu bulă, când se duce la petrecerea de bal mascat de Halloween, se face la școală o petrecere de-asta, de costumații, de nu știu ce. Bulă n-avea cu ce să se îmbrace. Își bagă și el un duș în cur și se duce și el acolo la el, la petrecere. Îl vede învățătoare. Bulă, cum poți să vii așa, dezbrăcat, cu dușul ăla? Cum adică? Ce costum e ăsta? Păi, da, doamna, sunt îmbrăcat într-un curcuduș. Da, a fost bună și asta. S-a îmbrăcat, măcar. Auzi ce spune Nichi Nicolae, să nu hulim luna. Ia zi-l pe ăla cu bulă care merge la magazin, la IS. Bună, bună. Poți să dai scroll, Nicolae. Dar știți cum s-au numit, okay. Au făcut ăștia, e un eveniment cu ăștia, deci construiesc diferite, cum să zic, mini-vehicule, nu știu ce, în fine, de la Red Bull, e un concurs din ăsta, te lansezi pe o rampă și trebuie ca vehiculul respectiv să ajungă la finish cel mai repede sau chestii de astea. Și e o chestie confecționată din un cart, din carton, din niște lemnuțe, din ceva. Și ăștia de la Nimic Nou, cu stand-up-ul Teo și așa, au chemat și ei niște oameni să îi reprezinte. Și oamenii efectiv s-au costumat în niște flori și cartul lor era Salam. Și echipa se numea Florin Salam.
Și o să scriu aici în chat. Exact așa se numea. Bună, Corina. Florin Salam. Florin Salam. Da. E o găină. Îi faci curte. N-am înțeles prima parte. Cum să agăți, cum agăți o găină? Îi faci curte. Îi faci curte. Nu are un orfan? Cum? Știți ce nu are un orfan? Ce nu are? Cei 7 ani de acasă. Aoleo! Ia uite, a zis și All Eyes on Me 1. Știți ce mai făcea Regina Elisabeta dacă era vie? Strunș! Ce să facă? Își făcea statuie. Dacă îmi fac... A, îți brați. Hai să revin imediat. Știți ce nu are site-ul boschetarilor? Homepage? Da! Asta o știam. V-am zis-o pe aia cu fizicianul, matematicianul și inginerul într-un bar? A, da, da. Da, v-am zis-o pe aia. Ninki, du-te și te culcă. Ce a zis de mine? Să... A, păi da, da, i-am zis pa. Să se ducă la nani. Peste dealuri, pe un nor, plutind ca un gând, vine somnul ușor. Sau cum era? Luna trece. A, okay. Ușor. Da. Aripi de vis legănând. Da. Am uitat. Mamă, am învățat-o pe asta în școala primară. Încă țin minte versurile. Și cu ea rătăcind prin înalt stele mii, noaptea spune, veghind, noapte bună, copii. Noapte bună, Niki. Noapte bună, Niki. Eu mă mai pun din când în când pe mut, pentru că mi-am făcut și eu o salată între timp. Dacă tot ai făcut și tu ceva, mi-am făcut și eu. Și, da. Știți ce e roșu și face rău la dinți? Vinul. Sau ce? Ce e roșu și face... Aoleu, o știu, stai că nu o zic. Ai zi-o la izomică, știu. O cărămidă. O cărămidă. Aoleu! Gata, m-am întors. Mi-am luat ceva pe mine, că tot am zis că iau, dar nu am luat. Bravo! Mi-e frig. Păi, ies și eu că mă pun la masă și dacă... Gata, mă modiga? Poftă bună, deci mă gândesc la mentale. Mulțumesc. Revin! Să ai poftă! Bine! Pa, pa! Pa! Mari, mă pun și eu un pic pe mut, că și eu mănânc ceva acum. Hai, poftă bună! Să rămână!
Ce mai spuneți, dragilor? Poftă bună tuturor care mâncați. Eu o să-mi aprind o țigară. Mi-am luat un halat pe mine să mă mai încălzesc, că eram în bluziță. Să știți că e mai călduț afară față de nopțile anterioare, când practic simțeam frig, tremuram, m-am băgat în pătră aici. De câteva nopți s-a încălzit înapoi pe timp de seară. Bună, Michi, bine te-ai alăturat. Michi, ai fost și pe contul mare, observații astronomice. Acesta este un cont secundar. Da, s-au dus norii, i-ați văzut? S-au trecut mai prin partea de jos, că n-am mai fost atentă. Haideți să ne uităm un pic pe lună, chiar așa. Sunt în partea de sud, spre orizont, sunt nori încă. Dar bine că nu ajung la lună momentan. Îți place Victor mai aproape, nu? Să observi. Te salută, Lais. Nu uita de miercuri pe contul mare. Dacă nu intri mâine, să știi. Mâine tot aici suntem. Ia, primit, s-a zburat ceva. S-a văzut. Bravo, bravo, Lais. Non-stop, nu? Lasă că o să schimbăm și eu cularul cu cel de nou. Ia uite, ia uite, iar și-a luat ceva zborul. Ați văzut? A venit și soțul meu sau de mașină. Ce mișto se vede, ce mult îmi place și mie și eu. Fac observații împreună cu voi non-stop, non-stop. Câteodată omit comentariile voastre. Floarea, mulțumesc frumos. Bine te-ai alăturat, Floarea. Bună, Valentin! Este contul secundar. Bine te-ai alăturat. Da, miercuri, miercuri. Ia uite și pasărea asta, ce mișto s-a văzut. Miercuri revenim pe contul mare, nu vă faceți griji. Da, da, pentru că este atât de aproape, că dacă era îndepărtată, nu o mai vedeam noi așa, dragilor. Sau dacă era mult mai aproape decât este, de asemenea, observam și noi mai aproape. Dar este perfect așa, luna mă fascinează și pe mine, dar pe mine tot mă fascinează. Deci eu înnebunesc, mai ales când mai fac câte descoperire, ceva ce n-am mai văzut. Cum ne-ai găsit? Păi, asta e... Ieri a fost un șoc pentru mine, că ieri s-a întâmplat, ieri mi-au bani contul, mi l-au închis. Și a fost un șoc, a fost ca și cum o căzătură de la etajul 10, s-a explodat o bombă lângă mine. Și aseară am făcut live până la, de la 7 până la 11:30, cred.
am rezistat, deci am vrut să stau mai mult, dar n-am putut. Și crede-mă, m-am pus în pat, nu mi-aduc aminte nimic, decât atât îmi aduc aminte că le-am făcut contestație la TikTok pentru restricție, însă de dimineață când m-am trezit aveam deja mesajul că nu, până miercuri rămâne contul închis. Și am adormit aseară, nu mi-amintesc nimic, am suferit grav ieri, m-a durut inima. Și eu o iubesc, Floarea, și tot ce este în spațiu o iubesc, deci ador. Salutare, cum a fost? Salut. Stai, am cabeta. Cât? Scorul. Ce scor? Zi scorul, tu niciodată nu-mi zici scorul când las bătaie și mă oftic. Asta e, se mai întâmplă. Ai fost capitan? Da. A zburat iar ceva. Eu oricum nu dorm, așa în general dorm puțin. Apelăm. Aseară de-aia am...